Până în prezent nu știm care lege este prioritară în Moldova. Mai mult la o întâlnire la programul de asociere, cei în drept spuneau că deja noi am transpus directiva 13 din 2000. Directiva care era abrogată la vremea respectivă, din 2011 în europeană, ea este abrogată și a apărut un nou regulament care noi, autoritățile din Moldova, au găsit de cuvință să-l transpună în 2018. Este un lucru grav. Deci termenul pentru transpunerea noului regulament este 2018. E lucru grav prin faptul că producătorii din Moldova care vor să exporte, vor trebui să eticheteze diferit. Mă scuzați. Am plecat undeva din România la ora 12, sper să pot trece cu bine. Deci, dacă un producător din Moldova vrea să exporte în Uniunea Europeană, va trebui să eticheteze dublu. Culmea, în aceeași limbă, va trebui să fie două etichete, una pentru România și una pentru Moldova. Doi, nou regulament al etichetării a venit ca o necesitate a informării consumatorilor. Este mult mai cuprinzător. Ați văzut, vorbeam de hidrogenare, vorbeam de alergeni. Se știe foarte bine că un alergic,